doamnelor și domnilor, președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova, doamna Dominica Manole. Și domnilor, președintele Parlamentului Republicii Moldova, doamna Zinaida Greceanu. Asistență, doamnelor și domnilor, președintele ales al Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Asistență, doamnelor și domnilor, onorăm simbolurile de stat ale Republicii Moldova. Constituția Republicii Moldova, drapelul de stat al Republicii Moldova, standardul și colanul președintelui Republicii Moldova. Ședința solemnă comună a Parlamentului Republicii Moldova și Curții Constituționale se declară deschisă. Președintelui Curții Constituționale, doamnei Dominica Manole, pentru a da citire hotărârii Curții Constituționale privind validarea rezultatelor alegerii președintelui Republicii Moldova.
extras din hotărârea Curții Constituționale numărul 30 din 10 decembrie 2020. În numele Republicii Moldova, Curtea Constituțională, judecând în componența doamnei Domnica Manole, președinte, domnului Nicolae Roșca, doamnei Liubașova, domnului Serghei Țurcan, domnului Vladimir Țurcan, judecători, examinând sesizarea Comisiei Electorale Centrale referitoare la confirmarea rezultatelor alegerilor din 15 noiembrie 2020 și validarea mandatului de președinte al Republicii Moldova, în baza articolelor 79 aliniat 1, 135 aliniat 1 litera E și 140 aliniat 2 din Constituție, Curtea Constituțională hotărăște. Se confirmă rezultatele alegerii președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020. Se validează alegerea doamnei Maia Sandu în funcția de președinte al Republicii Moldova. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Onorată asistență, doamna Maia Sandu, președintele ales al Republicii Moldova, este invitată pentru depunerea jurământului constituțional. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Președintele Republicii Moldova a intrat de astăzi în exercițiul funcției.
Onorată asistență, pentru discursul de investitură, cuvânt se oferă excelenței sale, doamnei Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Stimați cetățeni, dragi moldoveni, stimați prieteni ai Republicii Moldova, vin astăzi în fața dumneavoastră cu respect, responsabilitate și încredere pentru a porni împreună pe un drum nou. Victoria din aceste alegeri nu este a mea, este victoria voastră, dragi cetățeni, pentru că niciodată, într-o țară cu problemele Moldovei, un om ca mine nu ar fi ajuns președinte fără entuziasmul, implicarea și perseverența voastră. Sunt una dintre voi, un om simplu, o fiică acestui pământ care a intrat în politică supărată de nedreptatea din jur și de corupția care sufocă întreaga țară. Ca și mine, voi credeți că implicarea este soluția. În noiembrie ați dat lecții după lecții de patriotism și spirit civic și ați oferit cel mai mare capital de încredere unui președinte care intră în funcție. Cu acest vot de încredere și cu prețioasele voastre speranțe, eu intru astăzi pe poarta președinției. Celor din țară și din diasporă, celor care ați înțeles că Moldova are nevoie de fiecare dintre noi, eu vreau să vă mulțumesc din suflet și vreau să vă rog frumos să mergem în continuare împreună. Victoria trebuie să fie a țării, nu a politicienilor. Iar victoria va fi a țării atunci când oamenii vor trăi bine acasă, iar politicienii vor fi slujitori ai cetățenilor. Împreună, noi putem face multe, dar pentru ca să reușim, energia din ziua alegerilor trebuie să rămână aici pentru 4 ani. Fiecare om care a ieșit la vot a făcut-o din speranța că va fi mai bine, din încrederea pentru Moldova și pentru viitor. Tot astfel trebuie să continuăm. Energia voastră este decisivă pentru ca să transformăm Moldova cu adevărat. Dezvoltarea Moldovei trebuie să fie alegerea pe care o vom face în fiecare zi. Am planuri mari pentru țara noastră, dar nu pot să le realizez de una singură. Eu am nevoie de ajutorul vostru, dragi cetățeni. Noi avem nevoie unul de altul pentru a face ordine și pentru a construi o țară bună pentru toți. Știu că așteptările sunt mari, iar provocările sunt și mai mari. Trăim vremuri foarte grele. Ne-a prins pandemia cu un stat slab, distrus de atacurile interminabile ale grupărilor corupte. Un stat incapabil să-și îndeplinească datoriile de bază față de cetățeni. Un stat care nu le mai poate asigura oamenilor bolnavi acces la servicii medicale, care i-a lăsat pe medici singuri în fața crizei, care nu a făcut nimic ca să salveze economia și locurile de muncă și de parcă asta nu ar fi fost suficient de grav, în plină criză sanitară și economică, suntem supuși din nou unui atac violent din partea corupților.
În aceste alegeri, votul oamenilor a fost covârșitor împotriva corupției și împotriva minciunii. A fost un vot pentru ordine și pentru dreptate, pentru șansa oamenilor cinstiți la bunăstare, aici, acasă. Speriați de această unitate a oamenilor pentru lupta contra hoției, cei care au avut datoria să conducă țara spre lumină, au încercat și încă mai încearcă să o scufunde și mai mult în întuneric, în corupție, în sărăcie, în haos. Sfidând voința alegătorilor și ignorând drama a sute de mii de moldoveni, politicieni care nu se pot despărți de fotolii își promovează cu nerușinare interesele meschine și încearcă să compromită orice șansă a țării de a ieși din criză. Încearcă să blocheze instituțiile și să provoace haos total. Ce fel de deputați sunt acei care, în loc să aloce mai multe resurse pentru oamenii bolnavi, pentru medici, pentru nevoiași, pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru fermieri, ei taie orice șansă a țării de a obține ajutoare externe pe timp de criză majoră. Ce fel de deputați sunt acei care la miezul nopții împart scheme de corupție între ei și amnistiază hoți de bani mari? Ce fel de deputați sunt acei care încalcă normele legale fără nicio reținere? Ei nu sunt oameni de stat. Ei nu vor și nu pot construi un stat pentru oameni. Dragi cetățeni, noi cu dumneavoastră putem construi un asemenea stat. Avem nevoie de un stat bun, cu un președinte bun, cu un parlament bun, cu un guvern bun, pentru oameni. Știu ce rol constituțional are președintele țării. Voi respecta Constituția și legile. Oamenii însă nu mai pot aștepta și cer să vadă schimbări rapid. Un început bun pentru Moldova nu se poate face pe fundația corupției parlamentare sau a ignorării vocii oamenilor. Politica nu mai poate fi protecție pentru oligarhi și pentru cei care s-au deprins că pot cumpăra și vinde orice, inclusiv dreptatea și speranța în această țară. Programul pe care l-am propus va fi cel mai ușor de dus la îndeplinire cu un guvern și cu o majoritate parlamentară care să fi înțeles sensul votului din noiembrie. Alegerile anticipate sunt singura cale pentru a curăța Parlamentul și a ieși din impas. Nu există altă soluție. În Parlamentul actual nu sunt 51 de deputați care să susțină un guvern al poporului. Oameni buni, dragi cetățeni, lupta noastră împotriva corupției nu va fi ușoară, dar vă spun cu toată responsabilitatea și cu toată încrederea că noi o să câștigăm această luptă. O să reușim să curățăm statul și clasa politică de corupți și profitori. O să construim un stat în care hoții stau la închisoare, nu la conducerea țării. Sunt conștientă că nu va fi ușor. Sunt conștientă că lucrurile nu vor fi perfecte. Însă pășesc cu încredere pe această cale a schimbării spre bine. Contez pe oamenii de treabă din instituțiile publice, inclusiv acum. Să știți că și voi puteți conta pe mine. O să-i sprijin pe cei care își fac lucrul bine. Voi cere de la instituții nimic altceva decât ce cer cetățenii de la mine. Să lucreze onest, în fiecare zi. Voi forța schimbarea acolo unde este nevoie. Voi vorbi apăsat,
atunci când lucrurile nu vor fi bine. Voi cere măsuri și nu mă voi mulțumi cu răspunsuri goale, fără soluții pentru oameni. Ca să ne punem țara în ordine, vom avea nevoie de mai multă democrație și de mai mult stat de drept. Îmi propun să fiu un președinte al dreptății, un susținător al tuturor celor care luptă pentru lege și pentru instituții drepte. Îmi propun să construim o țară cu adevărat liberă și pentru cei care lucrează la stat și pentru cei din sectorul privat și pentru cei din sectorul asociativ, așa încât opțiunile politice ale oamenilor, oricare ar fi ele, să nu mai fie motiv de persecuție. Voi susține independența funcționarilor corecți. Voi apăra oamenii de afaceri de abuzurile funcționarilor răi pentru a construi o economie puternică și competitivă. Voi fi garantul independenței primarilor și totodată voi taxa foarte dur folosirea instituțiilor statului pe post de bâtă politică. Voi încuraja un alt fel de a funcționa al statului, unul cinstit și în slujba cetățenilor. Vreau un stat orientat către oameni și către viitor, care e prezent din centrul Chișinăului până în cel mai mic sat din Moldova, cu infrastructură la calitate europeană. Vreau educație de calitate pentru fiecare copil și oportunități pentru fiecare tânăr. Vreau ca toți pensionarii să aibă o bătrânețe asigurată, fără să le fie frică de ziua de mâine. Vreau să refacem încrederea oamenilor în țară. Astăzi, unul din trei moldoveni ne privesc de la mii de kilometri distanță. Vreau ca într-o zi să putem spune cuvântul acasă nu doar cu dor, ci cu seninătatea și bucuria de a ne afla acolo unde vrem să fim. Vreau ca orice copil născut într-un sat în Fălești sau Ocnița sau Taraclia să știe că poate deveni orice prin muncă, prin bun simț și cu ajutorul societății. Că poate deveni chirurg, profesor, inginer, agricultor. Că poate deveni președinte. Asta înseamnă o țară dreaptă, când copiii ei pot visa și pot deveni ceea ce își propun. Vreau să devenim o țară în care oamenii vor să trăiască. Aici e marea mea încercare ca președinte. Totodată, realitatea ne bate la ușă. Prioritățile momentului sunt pandemia și criza economică. Trebuie să salvăm vieți și trebuie să salvăm locuri de muncă. Pentru aceasta, voi chema alături de mine pe cei mai buni profesioniști. Îi voi ruga să venim cu soluții pentru însănătoșirea sistemului medical, pentru a fi alături de medici și de pacienți, pentru a aduce vaccinul cât mai repede și a pune capăt tragediilor prin care trecem în fiecare zi. În același timp, trebuie să le dăm încredere antreprenorilor și speranță fermierilor. Fiecare categorie socială are respectul meu și merită respectul fiecăruia dintre noi. Vor fi voci care se vor opune, vor fi puse bețe în roate, vor fi încercări de dezbinare, însă noi nu vom conteni să cerem dreptate pentru oamenii muncitori ai Moldovei. Ca președinte, vă voi sluji cu încredere și am să mă uit în ochii voștri așa cum m-am uitat de fiecare dată în ochii părinților mei, cu recunoștință, cu onestitate și cu ambiție. Vreau să fim cu toții mândri de cum va arăta Republica Moldova peste 4 ani.
Voi fi un președinte transparent și deschis, care explică mereu ce vrea să facă, care se consultă înainte să ia decizii, care recunoaște atunci când greșește și care este în contact permanent cu oamenii. Voi fi un președinte onest și integru, care nu a fost și nu va fi implicat niciodată în scheme de corupție. Voi fi un președinte corect, care spune lucrurilor pe nume, care nu îi va menaja pe cei care încalcă drepturile cetățenilor și interesul țării. Voi fi un președinte care unește, care respectă toți cetățenii Republicii Moldova. Voi fi un președinte modest, care înțelege că funcția este o mare responsabilitate, nu o sursă de privilegii. Voi fi un președinte care prețuiește competența și care va promova și va susține oamenii în bază de merite. Voi respinge compromisurile care compromit. Voi fi un președinte care va spune mereu adevărul, cu empatie și fermitate. Voi fi președintele integrării europene, care va scoate țara din izolare internațională și o va întoarce cu fața către partenerii externi. Voi avea grijă ca Moldova să aibă o poziție clară, fermă și previzibilă pentru toți partenerii noștri. Și mă voi asigura că interesele noastre sunt înțelese și respectate. Voi promova o politică externă care să ajute politica internă, să construiască punți, nu să ridice ziduri, să ne permită noi investiții și locuri de muncă, să deschidă uși pentru cetățenii noștri, pentru produsele noastre, să așeze țara noastră la masa de discuții alături de țări dezvoltate. Dragi cetățeni, nu am alt proiect mai important în următorii 4 ani decât reușita Moldovei. Nu am altă grijă decât binele Moldovei. Dragii mei, în zilele, săptămânile următoare vom porni împreună lupta pentru transformarea și dezvoltarea Moldovei. Nu am nicio îndoială că vom reuși dacă vom fi așa cum știm noi să fim. Uniți, în primul rând, dând la o parte toate încercările celor care vor să creeze false conflicte sau să ne țină în loc. Cel mai important lucru pe care l-am reușit noi este unitatea. Pe baza ei trebuie să mergem și mai departe. Da, vom munci împreună și voi munci pentru toți cetățenii. Dragii grașdeni, я буду бороться против тех, которые нас обкрадывают и доводят до нищеты. Я буду действовать в интересах всех граждан, чтобы повысить уровень жизни и вселить уверенность в завтрашнем дне. Я буду голосом людей и буду вимагати від відповідальних державних установ вирішувати проблеми громадян. Біан чалашчам кідевлітін гербір ватандаші дюбавілсі ані бізда чувапчілі девлет онет месі вар. Аз ще уважавам культура и традициите на всеки една общност. Драж четецен! Драж четецен! Вы любезь пе тоц деопотрива. Ши вряу касте са луптам împотрива целор каре не фура, și nu unul împotriva altuia. Până la urmă, aici nu e vorba despre succesul președintelui, ci despre cel al țării.
Noi suntem un popor muncitor. Vreau să muncim în continuare și să celebrăm mai mult succesele Moldovei, să devenim o țară a familiilor fericite și a oamenilor împliniți. Moldova este țara oamenilor buni, a oamenilor care muncesc cinstit, nu fură din buzunarul vecinului și nu fac averi din nefericirea altora. Vă văd, vă cunosc și știu că sunteți mulți. Și orice preferințe politice ați avea, orice limbă maternă ați vorbi, orice etnie ați fi, vă promit că vă voi respecta pe toți. Sunt președintele vostru și puteți conta pe mine. Moldova este țara oamenilor buni, iar în țara oamenilor buni fiecare reușește. Acesta este crezul pentru care împreună vom munci în următorii 4 ani. Acesta este angajamentul meu față de voi, pe care îl iau cu inima deschisă și cu coloana dreaptă. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, onorăm drapelul de stat al Republicii Moldova și standardul președintelui Republicii Moldova. Ședința solemnă comună a Parlamentului Republicii Moldova și a Curții Constituționale a Republicii Moldova se declară închisă.